Bun găsit la o nouă ediție a horoscopului. Luna august se apropie și va fi marcată de cele două aspecte favorabile formate de perechile de planete Jupiter-Neptun și Uranus-Saturn. Ca un bonus, ultimele 10 zile ale lunii aduc un plus de energie benefică datorat intrării soarelui într-un sector favorabil și prin participarea sa la un mare triunghi sau piramidă împreună cu planetele Saturn și Uranus. Revenind la perioada actuală, ce sectoare de viață pot fi influențate de planeta Venus, urmăriți în momentele următoare. Berbec. Cheltuie o sumă semnificativă de bani pentru îmbunătățiri și reparații casnice. Partenerul de viață este foarte activ atât la coordonarea lucrărilor, cât și la gestiunea cheltuielilor și achizițiilor. Cei cu disponibilități mai mari pot achiziționa o casă nouă. Taur. Ai o stare psihică foarte bună și ești plin de optimism după ce ai început să ai succes în rezolvarea unor probleme de sănătate. Din punct de vedere fizic, ești refăcut și ai energie pentru a rezolva o problemă legată de documente și aprobări oficiale, dar vei fi plimbat în multe locații. Gemeni, există posibilitatea să obții o sumă considerabilă de bani din exploatarea unui talent artistic sau prin victorie în cadrul unui sport practicat. Succesul financiar poate fi determinat sau împiedicat numai de destin sau soartă. Puteți să vă încercați norocul la loterie, dar cheltuiți suma minimă posibilă. Rac. Casa ta s-a transformat în locul tău de muncă. Lucru care îți poate aduce numai succes și realizări în domeniul în care activezi, datorită flexibilității programului care se poate prelungi fără efort din partea ta și datorită atmosferei calme asigurate de ceilalți membri ai familiei. Leu. În această perioadă vei vedea dacă ești pe drumul cel bun în împlinirea destinului și poți fi ajutat sau lovit de soartă în funcție de cât de apreciat ești de toată lumea pentru toate realizările tale și de modul în care reușești să interacționezi și să comunici cu oamenii din jurul tău. Fecioară. Este un moment bun pentru a-ți găsi un loc de muncă în cadrul unei firme de succes sau poți ajunge chiar asociat, bineînțeles dacă aduci o sumă pentru investiții. Toate aceste lucruri bune au cele mai mari șanse să se întâmple într-o țară străină. Balanță. Toată lumea te apreciază după ce soarta a fost generoasă cu tine din punct de vedere material. Ar fi bine să-ți ajuți rudele și cunoștințele aflate în dificultate și să nu faci cheltuieli excesive din cauza orgoliilor și frustrărilor din trecut. Scorpion. Succesul sau eșecul oricărei acțiuni pe care o întreprinzi dacă ești plecat din țară depinde de doi factori. Poți primi un important ajutor din partea partenerului de viață și mai poți fi avantajat sau defavorizat de soartă, în funcție de faptele tale de viață bune sau rele din trecut. Săgetător. Demersuri și activități pe care le desfășori în domeniul medical sau juridic îți pot aduce o recompensă materială sub forma unei despăgubiri sau moșteniri. Sunt avantajați cei care au în întreținere și îngrijesc persoane de vârsta a treia. Capricorn. Cu ocazia participării tale la un eveniment artistic sau sportiv, în calitate de spectator sau participant direct, poți întâlni un partener potrivit pentru o relație de lungă durată. Iar dacă ai deja o legătură, evenimentul menționat poate întări relația. Vărsător. După lunga perioadă petrecută în țări străine, după ani de muncă neîntreruptă, cu banii pe care ai reușit să-i strângi, poți achiziționa sau construi casa la care visezi de o viață. Unde intenționezi să te retragi și să trăiești viața liniștit și să te îngrijești de starea ta de sănătate. Pești. După multe drumuri scurte, reușești să intri în posesia unei sume de bani pe care o meriți, dar nu ai muncit pentru ea. Cu portofelul sau cardul plin, îți permiți să pleci în vacanță, unde vei face numai ceea ce îți place. Acestea au fost previziunile pentru perioada următoare. Sunt Adrian Bunea, mă puteți găsi și pe pagina mea de socializare, Adi Bun Astrolog. Rămâneți sănătoși până la următoarea întâlnire. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.